Elevii reghineni, talentați în interpretarea poeziilor, au avut o nouă șansă de a demonstra că sunt cei mai buni. Biblioteca Petru Maior, alături de școlile și bibliotecile școlare din oraș, în parteneriat cu Primăria și Despărțământul Reghin al Astrei, au organizat vineri, 17 ianuarie, de la ora 16, concursul de recitări Flor d'Albe de Ger, aflat la prima ediție. 15 adolescenți au răspuns provocării, iar două dintre eleve au impresionat profund juriul, care le-a și premiat cu locul întâi. Au fost, de fapt, două fete care au luat locul întâi, nu s-a putut face o departajare, au avut exact același punctaj, dar oricum au fost două fete deosebite. Vorbim despre Luca Ciramona de la Liceul Ioan Bojor și Broșoie Brigita de la Liceul Lucian Blaga. Premiul al doilea a fost luat de către Bora Andreea de la Gimnaziul Augustin Maior, și premiul 3, Friciu Coralia, de la Gimnaziul Augustin Maior. Repezind bălaia undă, floarea țării te smulgi. Și o duci, duci cu tine, jurind în cer pe tot. Ale tale unde-i floarea? Cine știe unde ascult? Concursul s-a adresat elevilor cu vârsta peste 13 ani. Repertoriul propus a conținut o poezie la alegere din literatura națională sau internațională și una din lirica mureșeană. Am avut prilejul de a asculta minunatele versuri, nu numai din lirica eminesciană, din care ne-am împărtășit toată săptămâna, dar și din versurile mai puțin cunoscute ale autorilor mureșeni. Am ascultat versuri de Nicolae Băciuț, de Gina Mariș și alți autori. Chiar dacă nu sunt atât de cunoscute, este un bun început. Concursul de interpretare a fost urmat de la ora 17 de o întâlnire cu scriitorii mureșeni, la care publicul a putut lua contact cu cele mai noi volume lansate de oamenii de cultură ai județului. Manifestarea a încheiat un șir de activități organizate de administrația locală pentru a marca Ziua Culturii Naționale.